Potrivit autorităților, lucrarea va fi recepționată peste câteva zile. Nu este vorba de recepția finală, ci de una parțială. Am avut deja discuții atât cu Compania Națională de Investiții, cât și cu cei doi dezvoltatori care au avut această investiție în dreptul lor, licitată și câștigată și realizată într-un procent foarte mare, aș putea spune peste 99% este finalizată, mai sunt foarte mici retușuri care se fac în această perioadă de timp. În această săptămână se fac deja pregătirile pentru intrarea în probe a instalației termice. În întregul stadion. Și cu toate că nu putem folosi arena care a înghițit 20 de milioane de euro, autoritățile vor plăti facturi toată iarna la întreținere. Utilitățile vor fi plătite de către urmă. Vom discuta aceste lucruri. Este o obligație și morală, dacă vreți să spunem așa, pentru că este o investiție a noastră și noi vom fi beneficiarii acestei investiții. Vom căuta toate căile legale pe care să le aplicăm în această măsură. Este firesc să ne intereseze ca investiția să fie protejată de orice problemă care poate să apară. Rămâne de văzut cât va achita municipalitatea pe plata utilităților, mai ales că se anunță o iarnă grea.